Integrarea pe scopul politic, ce ați mers acolo? În calitate de președinte a Comisiei Politic Externe și Integrare Europeană, am discutat despre agenda externă de Comisiei Europeană. Cât de des mergeți la președinție? Prima dată am fost. Nu cunosc scopul vizitei, nu știu ce a discutat, dar eu cred că dacă am să o întreb, o să-mi spună. Este liber fiecare să se întâlnească și să discute cu oricine. Dar cât de des merg democrații la președinție în vizită? Noi nu mergem la președinție în vizită. De obicei ne străduim o dată pe săptămână, poate să ne vedem, dar ne vedem aici la Parlament cu colegii de care reprezintă Partidul Socialist. Pe colega dumneavoastră, Violeta Ivanova, a făcut o vizită la președinție. Ce se discută? Nu știu, întrebați-o pe domnule. Eu nu sunt purtător de cuvânt, dar doar Violeta Ivanova. Putem să credem cu dumneavoastră foarte multe, dar nu vreau să speculăm. Câte des deputații merg la președinție? Ar trebui să meargă în fiecare zi, în fiecare instituție. Și indiferent cum aceasta se numește.